timpului eu am mai fost întrebată cu ce mă vopsesc și am răspuns întotdeauna în comentarii fetelor care m-au întrebat despre ce... despre vopseaua pe care o folosesc. La un moment dat foloseam o altă vopsea, acum folosesc o altă vopsea, dar vreau să vorbim puțin despre cu ce mă vopsesc eu și să o luăm așa ușor treptat. De prin clasa 9 eu am început să mă vopsesc. Am început cu colorantul acela la pliculeț, pentru că voiam să văd dacă îmi stă bine, dacă mi se potrivește. Și foarte bine am făcut. Mie mi-a plăcut foarte mult cum îmi stătea roșcată. Bineînțeles că acel colorant s-a dus extrem de repede de pe păr, vă dați seama. Și la ceva timp m-am vopsit cu vopsea permanentă, vopsea normală. Și pe timpul acela, adică am folosit vopseaua asta, despre care urmează să vă zic, până în decembrie, de Crăciunul trecut, practic, până în decembrie 2022, când m-am vopsit. Am folosit vopseaua de la Garnier. Știu că sunt vreo 2-3 nuanțe de roșu. Eu de obicei o cumpăram din Kaufland, Carrefour, habar n-am, DM, și o luam pe aceea pe care de obicei o găseam la raft. Adică sunt vreo 3 nuanțe de roșu care sunt foarte asemănătoare din punctul meu de vedere și le luam pe acelea. Vopseaua aceea are un tub de vopsea, are și oxidant, vine și cu un pliculeț de mască, avea și mănuși și uneori mai o pelerină de aia de pus pe spate, dar nu întotdeauna, și eu cumpăram două astfel de vopseli. Gândiți-vă că m-am vopsit în modul acesta din clasa 9, în clasa 9 nici nu mai știu câți ani aveam, trebuie să stau să mă gândesc puțin. Cred că 16 ani, da. De pe la 16 ani m-am vopsit până la 22 de ani, adică vreo 6 ani doar cu vopseaua aceea de la Garnier despre care vă vorbeam. Nu mai știu exact nuanțele, dar v-am zis, sunt 3 asemănătoare cât de cât și doar pe acele le foloseam. Anul trecut, înainte de Crăciun, am zis că aș vrea să schimb vopseaua și am tot căutat eu pe net. Am mai văzut și pe la Andreea Balaban că și ea folosea de fapt un roșu mai special. Am mai văzut și pe la Haiki. Și am zis că ok, hai să schimb și o vopseaua, să vedem, poate este un roșu mai proeminent, scuzați salvarea de afară, un roșu mai puternic, așa mi-am și dorit inițial și la un moment dat am căutat eu pe net și am găsit vopseaua de la Fanola, despre care o să vorbim după ce vă fac eu introducerea asta, și m-am vopsit cu ea. Mi-a plăcut, bineînțeles, dar culoarea este mult mai roșie, mult mai puternică, dar nu dezistă atât de repede și pătează fețele de pernă la primele două spălări plus hainele. Bineînțeles că vopseaua asta iese din fețele de pernă și de pe haine, în condițiile în care folosești un spray din ăsta de la Vanish, cum folosesc eu, și se duce, adică nu rămâne foarte pătat. Ei bine, haideți să vă vorbesc și despre vopseaua pe care o folosesc acum. Și aceasta este de la Fanola. Fanola Color se numește. Este o cremă colorantă profesională pentru păr. Iar nuanța mea este R66 Red Booster. Stați să vă arăt. Așa. Este o vopsea italienească. Scrie în italiană și vă dați seama că nu înțeleg, dar are 100 de mililitri și stai să o și scoatem din ambalaj. Nu are niciun prospect, nimic, nu. Și pe ea, să vedem, cred că scrie tot în italiană, bineînțeles. Nu are nici engleză, dar mă rog, haideți să vă povestesc eu. Practic, ea vine doar un tub, așa, care costă vreo 20 de lei. Da, cred că 20 de lei sau 18, nu știu, dar dacă 18-20, parcă mi-aduc eu aminte, dar dacă greșesc, vă las pe ecran. Și ea, practic, vine singură, fără oxidant. Oxidantul îl cumpărați voi separat. Eu am cumpărat vopseaua de pe EMAG. De pe EMAG m-a redirecționat, mă rog, am cumpărat-o de acolo, dar găsiți, cred că, și site-ul lor. Cei de unde am luat vopseaua au pus produsele lor și pe EMAG, dar au și site-ul lor. Se numește HMI, HDI Cosmetics, ceva de genul acesta, nu mai țin minte exact. Dar o să vă las, sper doar să nu uit, o să vă las link în descriere către EMAG unde veți putea voi găsi vopseaua aceasta. Așa cum v-am zis, are 100 de mililitri și eu urmează să mă vopsesc săptămâna aceasta. La sfârșit, de aceea am vrut să vă prezint vopseaua dinainte și să vorbim puțin despre procesul ăsta de colorare. Nu vreau să o sparg acum, că ea vine așa cu sigiliu practic. Nu vreau să o sparg acum pentru că mă gândesc că mai stau vreo 2-3 zile până mă vopsesc și nu știu, nu vreau să mi se strice culoarea.
Ideea este că eu mă vopsesc cam de 4 ori pe an. O dată în aprilie, de obicei înainte de Paște și de ziua mea, o dată vara, de obicei înainte de a pleca în concediu, mă mai vopsesc o dată toamna, prin septembrie-octombrie, depinde foarte mult, și o dată de Crăciun. Cam astea sunt dățile în care eu mă vopsesc. Mă vopsesc de 4 ori pe an. Acum nu mai sunt vopsită din decembrie, deci am 4 luni. Și vedeți că rădăcina mea este foarte crescută, sunt foarte decolorată, adică nu mai există roșul ăla pe părul meu, cum exista în perioada Crăciunului când m-am vopsit. Poate o să vă las și o poză aici, cum arăta vopseaua la început, când era un roșu din acelea foarte drăguț. Și vorbind despre vopseaua asta, vă ziceam că trebuie să folosiți și oxidant. Vopseaua vine ea singură, numai că pe site-ul lor sau pe EMA găsiți și oxidantul separat. Oxidantul pe care eu îl folosesc este acesta de la Fanola, 30 volum, 9%. Și ăsta este parfumat. Eu l-am luat parfumat, puteți să-l luați și neparfumat, din ce știu eu. Și la un tub din acesta, proporția este 1 la 1,5, adică un tub la 0,5, parcă 1,5, nu mai știu, dar e o chestie de asta. Un tub din ăsta automate de oxidant, două tuburi din astea, un ambalaj din ăsta de 300 de ml de oxidant. Am aici pe cutie instrucțiunile și o să rup să citesc, dar nu cred că scrie în engleză sau în română nici atât, ca să, da, am rupt tot ambalajul, ca să-mi dau eu seama. Scrie aici ceva și de minute și de chestii. Practic, oxidantul meu este de 30 și trebuie să pui 1 la 1,5. Asta înseamnă, din ce am citit eu pe net, nu știu exact cum nu înțeleg acolo, pentru că am și rupt prost ambalajul și nu prea înțeleg, dar din ce am citit pe net, pui un ambalaj din ăsta de vopsea care are, cât am zis? 100 de ml la 150, cam asta e proporția. Dacă pui 200, pui 300 de ml din ăsta, deci 100 de aici și 150 de aici. Și, practic, așa îți faci crema de vopsit, mă rog, consistența. Și este o vopsea care îmi place. Roșul este mult mai puternic decât foloseam eu înainte la garnier. Numai că problema este că împătează hainele. Adică, oricât de bine aș încerca eu să mă spăl după ce m-am vopsit, problema este că mi se pătează fața de pernă, dar nu vă gândiți că este roșie toată, ci pur și simplu are punticele roșii sau tricoul pe care îl port eu. Eu le bag după aceea cu veniș din acela pe care pulverizez pe pată și bag la 90 de grade și las acolo la mașina de spălat, cred că vreo 2 ore, și vă dați seama că iesă pata. Numai că vreau să vă zic lucrul acesta, ca în cazul în care vă vopsiți roșcate, să știți foarte bine ce presupune lucrul acesta. Vreau să mai zic că roșcatul este o culoare foarte pretențioasă. În mod normal ar trebui să te vopsești cam la 2 luni de zile, dar eu nu vreau să fac asta, din pricina faptului că nu vreau să-mi stric părul. Știm cu toții că vopseaua deteriorează părul, și nu doar vopseaua, și pieptănatul, și uscatul, și mai multe, și faptul că dormi cu părul desfăcut pe spate îți afectează părul, și așa, dormind cu el pe spate, uscându-l, pieptănându-l, se mai rupe. Eu și așa îl deteriorez, practic. Nu-mi doresc să-l mai și vopsesc la 2 luni sau chiar 1 lună și jumătate. Știu că sunt persoane care fac asta și înțeleg de ce, pentru că ai nevoie ca culoarea din păr să fie un roșu puternic, aprins mai mereu, dar nu vreau să fac lucrurile acestea pentru că pe mine nu mă deranjează culoarea asta de păr. Mie mi se pare că mă avantajează culoarea cum este acum în sine, adică un fel de roșcat maro, habar nu am, dar mie îmi place. La lumină vedeți că pe aici mai duce și ușor spre portocaliu. Arată bine, mie îmi place, dar se vede că este o culoare decolorată, adică nu e ca și cum m-aș vopsi eu fix în nuanța asta. Dar v-am zis că eu nu am o problemă. Dacă voi aveți o problemă cu chestia asta, puteți să vă vopsiți mai des. Pe mine nu mă deranjează, de aceea mă vopsesc cam de 4 ori pe an. Așa. Nu știu ce voiam să vă mai zic, dar... apropo de vopseaua de la Garnier... ieșea și ea din păr, dar nu împăta hainele. Adică la spălat, da, se vedea în apă, dar pe haine, pe tricou și pe fața de pernă, nu. Cam asta am vrut să vă zic despre vopsea. Vreau să vă mai atenționez încă o dată că dacă doriți să vă vopsiți roșcate și nu v-ați vopsit până acum, procesul este puțin mai complex. Și spun asta pentru că dacă aveți brunet, trebuie să vă decolorați. Eu m-am vopsit roșcată direct pe culoarea mea naturală, care este fixa asta de la rădăcină, și eu n-am folosit deloc decolorant în părul meu.
Ideea este că punând vopsea pe părul natural, culoarea prinde mult mai bine. Punând vopsea pe un păr decolorat, procesul este mai greu pentru că, în primul rând, te decolorezi. Decolorarea este ceva super nașpa asupra părului, știm cu toții lucrul acesta, dar niciodată nu o să meargă să pui un roșcat pe o culoare din asta vopsită, adică nu o să-ți prindă. De aceea se zice că, eu am și testat pe părul meu, practic, că s-a prins foarte, foarte, foarte bine pe culoarea mea naturală, așa că, nu știu, când vă vopsiți, așa, apropo, eu mă vopsesc doar acasă, cred că v-ați dat și voi seama, încă din clasa nouă, doar acasă m-am vopsit, n-am fost niciodată la salon să mă vopsesc și nu înțeleg de ce. Ideea este că la un moment dat mă gândeam să-mi fac un fel de balaiaj, ceva în păr, numai că m-am gândit că, de ce să-mi stric părul când mie îmi place și, sinceră să fiu, nici nu mă văd cu altă culoare în cap în afară de roșcat, nu știu de ce, dar pur și simplu așa. Nu știu peste câțiva ani ce se va întâmpla, dar momentan mi-e place foarte, foarte mult culoarea aceasta de păr. Ce voiam să vă mai zic? Cred că am atins toate punctele, nu vreau să fie un clip foarte lung, iar modul meu de a mă vopsi, cred că găsiți într-un clip, într-un daily vlog, dacă nu mă înșel, fix cum mă vopsesc eu. Mi-a foarte puțin să mă vopsesc și asta pentru că, de cele mai multe ori, haideți că revin aici celebre cu un update, de cele mai multe ori, încep cu, adică de cele mai multe ori, mereu încerc cu vopsirea părului în jurul feței și pe la spate, în jurul cefei, să zicem. Apoi vin cu vopsea pe rădăcini și în jos, cam până pe aici. Și apoi îl desfac în mai multe bucăți și dau și pe el la sfârșit. Știu că ceea ce fac eu la sfârșit nu este chiar cel mai ok mod, dar eu vă zic cum fac. Știu că nu e cel mai benefic mod de a te vopsi, pentru că părul se poate rupe în felul acesta, dar eu așa fac, n-am avut probleme până acum. La sfârșit îl iau și îl masez foarte bine și așa și pe rădăcini și îl întind și îl tot trag stânga-dreapta. Știu că se poate rupe părul, dar eu așa fac și pe mine așa mă ajută și credeți-mă că vopsesc în 20-30 de minute maxim. Da, cam asta e procesul meu de vopsire. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și la clipul meu. Sper că v-a ajutat, pentru că de obicei am mai primit întrebarea asta pe YouTube cu ce mă vopsesc, dar să știți că am primit întrebarea asta și în viața mea de zi cu zi de la oamenii din jurul meu sau de la cineva de pe stradă sau din jurul meu. Așa că, da, sper să vă fi ajutat asta în cazul în care doriți să vă vopsiți roșcate. Mi se pare ciudat că vă vorbesc despre părul roșcat, ținând cont că eu acum nu sunt vopsită, dar ați înțeles, voi m-ați mai văzut și în momentele în care am fost vopsită, dar o să vă las și o poză aici ca să vedeți cum arată părul după Fanola R66 Red Booster acesta. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu. Noi ne revedem la următorul clip. V-am pupat!